Bun găsit la Dialog Social și la mulți ani de Ziua Națională, ziua noastră a românilor de pretutindeni. Cu această ocazie o să-i spun la mulți ani și primarului localității Urdari, domnul Mihai Calota. Bună ziua, bine ați venit la această comună și vă dorim o zi bună și să vedem obiectivele ce s-a realizat în comuna Urdari în cursul anului 2019. Bine v-am găsit. Pentru început vă propun să discutăm, având în vedere că este ultima lună din an, și vreau să ne spuneți dumneavoastră ce ați reușit să faceți pentru localnicii din această comună, dacă ați bifat toate obiectivele pe care vi le-ați propus pentru acest an. În acest an am terminat următoarele obiective de importanță majoră pentru cetățenii din comuna Urdari. S-a terminat și am preluat canalizarea de la constructor, ne-a predat-o nouă, care urmează în cel mai scurt timp pentru a se abranșa oamenii la sistemul de canalizare menajere în toate satele din comuna Urdari. Această investiție a fost în valoare de 89 de miliarde total, din care s-a renunțat la o parte și în jur de 68 de miliarde s-a făcut toate lucrurile și funcționează în prezent. În cel mai scurt timp vom lua hotărârea Consiliului Local pentru a se face serviciu public și urmează branșările la acest sistem de canalizare. Despre câte branșări este vorba? Este vorba de vreo 5-600 de branșări în comuna Urdari. Avem la apă branșați în jur de 800 de locuitori și acum urmează canalizarea care e benefică pentru locuitorii comunei Urdari. Sistemul de canalizare a fost introdus în toată localitatea? Da, sistemul de canalizare a fost introdus în toate cele trei sate din comuna Urdari, Cântânele, Urdari și Hotăroasa, mai puțin ulițele care au fost foarte strânde și a renunțat la acest sistem, trebuiau sparte, mai bine am cumpărat o vitanjă și oamenii se pot folosi prin sistemul de vitanjare, care cu un tractor și o vitanjă am dat 465 de milioane de lei și o avem achiziționată, pentru ca toți oamenii să poată folosi această vitanje pentru a prelua apa uzată de la casele dânșilor. Despre câți locuitori este vorba aici unde nu ați putut să introduce sistemul de canalizare? Este vorba despre 600 de gospodării care nu au băgat sistemul de canalizare datorită faptului că erau asfaltate rigole și trebuia să spargă din toate drumurile și rigolele. Mai departe, o altă investiție pe care ați reușit să o realizați în localitate? În acest an am început extindere rețele alimentare cu apă, o lucrare foarte amplă de 84 de miliarde de bani vechi prin PNDL, care în prezent a ajuns la 50% din această lucrare, s-au depus facturi în valoare de 42 de miliarde de lei. Lucrările sunt în avans, deja am făcut extinderea de apă, s-a săpat un puș și s-au făcut cele două bazine. Mergem și le vizionăm și le filmăm dumneavoastră să le vadă și cetățenii din alte sate care nu știu că în zona Fântânele a început această lucrare. Când estimați că va fi finalizată această investiție? În cel mult 4 luni de zile această investiție este finalizată. Deci dacă ține iarna și în ianuarie vin să sape și cel de la puț, oamenii deja lucrează la fundația pentru stația de tratare apei și ce împrejmuire și tot ceea ce e nevoie la sistemul de gospodărire apei. Asta înseamnă că în primăvară locuitorii din acest sat vor avea apă? Da, nu numai în acest sat. În toată comuna avem apă curentă, în toată localitatea. Nu satisfăceam pe timpul verii cantitatea necesară de apă și am luat hotărârea de a mai face un bazin de apă, două puturi, pentru a satisface necesarul de apă la toți locuitorii din comuna Urdari. Bazinul actual, care îl avem actualmente, de 300 de metri cubi. Acest bazin nu ne ajunge pe timpul călduros și am luat decizia și am început lucrările la al doilea bazin, care are 400 de metri cub și cu stație de tratare, cu tot ceea ce este util pentru a avea apă de calitate și în toată comuna Urdari și pe timpul de secetă. Câți oameni vor beneficia de apă cu această extindere a sistemului de alimentare? Această extindere, 800 de oameni, adică toată comuna Urdari, pe unde s-a introdus toată comuna Urdari și am făcut o extindere de apă pentru a face cu oamenii construi case pe un loc pe unde am introdus și curentul electric acum câțiva ani în urmă, pentru a beneficia de apă, canal și urmează, am pus și drumul care trebuie reabilitat. Bun, chiar voiam să vă întreb, ați făcut investiții pe partea de utilități publice, canalizare, alimentare cu apă, pe partea de infrastructură rutieră, ați avut investiții în localitate în acest an? Da, în acest an s-a terminat 2,4 km, ultimii kilometri de drum, 2,452 km, în valoare de 15 miliarde de lei. Lucrările sunt efectuate 100%. Oamenii, nu este nimeni care să nu aibă asfalt la poartă în toată localitatea din comuna Urdari.
Și nu v-a mai rămas niciun drum forestier, agricol, ulițe, Sătești? Nu, ulițe, Sătești, nu mai avem niciun drum. Mai avem singure trei case într-o zonă care avem deja pus un proiect pe PDI de 3,5 km în valoare de 1 milion de euro, care va satisface necesarul la toată localitatea și avem un drum de legătură Urdar-Negomir, prin pădure, din zona Fântânele și toată localitatea are drumurile asfaltate. Asta înseamnă că stați foarte bine și pe infrastructura rutieră. Da, ne-a ajutat Dumnezeu și în acest an am terminat toată comuna Urdar, niciun om nu este din curte prin noroi sau toată lumea are asfalt la poartă. Asta este un lucru bun. V-ați gândit la introducerea de gaze naturale în localitate? Ați avut solicitări în acest sens de la locuitori? Bineînțeles, datorită faptului crescând prețurile la lemne, prețul la cărbune s-a făcut 2 milioane tona, este necesară și aducțiunea de gaze naturale în comuna Urdare. Am luat aviz de la District Gaz de principiu de legare de la Gârbovu, stat Valea Viei, cu o conductă de 180 de polipropilenă. În legătura între Urdar și stația de pompare se face cu 4 km 100 care venim cu gazele din orașul Turceni spre comuna Urdare. Deja am depus la PDI, Fondul de Dezvoltare și Investiții București, această investiție, care este în valoare totală de 150 miliarde de lei, așteptăm să ne cheme pentru semnarea contractului de finanțare. Când sperați să obțineți finanțarea? În orice zi putem fi chemați la București pentru semnarea acestui contract de finanțare. Noi sperăm expuse pe 13 septembrie toate documentațiile la București și sperăm să semnăm acest contract de finanțare pentru a începe lucrările anul viitor. Vă așteptați să primiți banii necesari până la sfârșitul anului sau anul viitor? Și dacă și anul acesta poți binevenit, noi facem contractul de finanțare, pregătim proiectarea, SF-ul este pregătit, avem toate avizele luate și acum doar urmează să facem proiectul tehnic propriu-zis pentru a începe lucrările de la această lucrare de gaze naturale în comuna Urdare. Proiectul tehnic și studiul de fezabilitate îl veți face din bugetul local? Studiul de fezabilitate deja e din bugetul local, ne-a costat, nu l-am plătit încă până nu este finanțat, așa am făcut contractul cu firma respectivă, este 1 miliard 300 bani vechi, total comună avem 45 de kilometri, 675 de metri, deci toate comunele, satele vor beneficia de aceste gaze, inclusiv toate ulițele, componente de fiecare sat are gaz natural pe la poartă. Tot pe partea de utilități publice ați făcut investiții la și la sistemul de colectare a apei pluviale. În ce zone și când a fost finalizată investiția? Investiția a fost finalizată anul acesta, lucrurile au început în 1 aprilie. Valoarea totală a lucrurilor este 4 miliarde 700. Am făcut în zona Urdar, zona platformă, am făcut în zona de tot Urdar către biserică, o zonă de trecere prin vad. Aveam o casă care nu avea acolo acces la proprietate și era noroi și i-am făcut acces până la poartă și avem o zonă cu canal pentru preluarea din zona biserică, reabilitarea podului de la grădiniță. În acest proiect am prins toate lucrările necesare pentru a nu inunda cetățenii din comuna Urdar și fi foarte benefic pentru toți locuitorii în zonele efectuate. Ați avut probleme în aceste zone cu inundațiile? De când sunt primar, am venit prima dată, am făcut un pod care ne-a reabilitat din nou acum, deoarece erau niște tuburi de capacitate foarte mică și inundat tot oamenii în acea zonă. Și de când am modificat acel pod, l-am făcut din casete, nu au mai fost probleme în comuna Urdar de inundații. Mai sunt zone unde este necesar acest sistem de colectare a apei pluviale? Nu, toată comuna este acum, mai ales cu reabilitarea drumului județean 674, am făcut zone unde erau pericole de inundații, le-am făcut din buget local toate zonele respective. Acum, venind drumul 674 cu reabilitarea, vin accesul la proprietăți cu toate podețe, cu rigole prevăzute de-a lungul celor 7,5 km, toată comuna va fi reabilitată în totalitate cu accese la proprietăți și rigole de scurgere a apei. După ce ați realizat această investiție, v-ați mai lovit de această problemă a inundațiilor? Nu, niciodată de acum câte ploi au fost, nu am avut probleme de inundații în comuna Urdar. Dar ce valoare s-a ridicat această investiție? 1000 de miliarde, care este drumul județean 674, Consiliul Județean face această lucrare, este o lungime de 50 de kilometri, de la Ionești până la Moi. Ați făcut...
Ați făcut investiții și pe partea de școli, unități de învățământ din localitate. Spuneți-ne dumneavoastră despre ce este vorba și dacă aveți la momentul acesta lucrări. Chiar în acest moment lucrăm la ultima școală care o reabilităm pe PNDL 2. Valoarea investiției este de 1.700.000.000. Aceasta constă în termosistem, parchet, instalații electrice interioare, împrejmuire, toate, dotare cu mobilier. Toate școlile din comuna Urdari sunt reabilitate 100%. Nu avem o școală să nu aibă apă curentă, grupuri sanitare interioare, centrală termică. Nu avem nicio școală sobe cu foc. Investiții ați făcut și la Căminul Cultural din localitate? S-a finalizat? Nu, acum deja am depus din CNI din 2013, ne luptăm și am obținut deja, suntem pe finish, adică am luat și hotărârea Consiliului Local de predare a amplasamentului, lucrările la reabilitare la acest cămin în valoare de 33 de miliarde de bani vechi, constă în termosistem, centrală termică, dotarea cu echipamente interioare pentru sale de spectacole, că aveam niște scaune cumpărate și aveam sala dreaptă, care vine modificată în totalitate, tâmplărie, totul vine nou, grupuri sanitare, totul vine făcut nou și inclusiv șarpanta și acoperișul pentru că plouă în acest cămin cultural. Ați mai organizat evenimente în, la Căminul Cultural? În Căminul Cultural au venit grupe de sfinteuși din deal la Maramureș și după aceea am copii când au trecerea acasă sau diferite spectacole, copii desfășoară activitate în acest cămin cultural. Deci la momentul acesta este funcțională? E funcțională, avem biblioteca și bibliotecă în acest cămin cultural. Unei copii se duc și își fac temele care nu au toate utilitățile acasă, aibă un calculator, își fac temele acolo, e bibliotecar acolo, îi ajută, le îndrumă și își fac temele la biblionetul care este luat tot pe fondul obrene. Când estimați că vor fi finalizate lucrările? Noi așteptăm lucrările să scot la București la licitație, așteptăm în cel mai scurt timp să le scoate aceste lucrări la licitație. Noi hotărârile Consiliului Local le-am luat exact pe date de 29 vineri, care astăzi, în cursul zilei de azi, le transmitem către București și atunci vom afla ziua când ne scot dânsi și la licitație. Sperați ca lucrările să înceapă până la sfârșitul lunii decembrie sau cel mai probabil? Nu, în primăvară, că lucrări de exterior și nu se poate lucra lucrări la șarpante, termosistemul care trebuie căldură și dumneavoastră nu se poate lucra iarna la construcțiile pe exterior. Ați făcut investiții și pe partea de culte la bisericile din localitate. Despre ce este vorba? La Biserica Sfântul Gheorghe din satul Fântânele, investiția a constat în acoperiști, tencule exterioare, instalații electrice, împrejmuire, gard reabilitat. Cu mulți ani înainte am făcut capele clopotnice la ambele biserici, am inclusiv centrală termică în ambele biserici, am introdus cu banii din buget local. Oamenii sunt mulțumiți, cimitirul este împrejmuit, lucrări de împrejmuire am făcut și la cimitirul de la Urdari. În ambele localități am investit bani în mod aproximativ egal. Mai mult bani s-am investit în Biserica Sfântul Nicolae, deoarece este un monument istoric, a fost un proiect în valoare de 7 miliarde 600 de lei. Până în prezent am investit 3 miliarde 600, urmează să le mai dăm 2 miliarde în cel mai scurt timp. 2 miliarde 100 pentru acoperișul cu tablă de aramă și să-i plece lucrările care mai necesită în continuare și sperăm ca anul viitor să terminăm și această biserică de reabilitat în totalitate. Bun. Spuneți-ne dumneavoastră, dintre proiectele pe care vi le-ați propus să le atingeți pe anul acesta, v-au mai rămas proiecte care nu ați reușit să le atingeți? Mi-a rămas cel mai cu prioritate, avem gazele naturale, e o comună care deja e îmbătrânită ca peste tot și oamenii, vedeți, foarte scump pe și lemnele, combustibil solid foarte scump, tot omul pune mână la mână și își bagă o centrală pe gaze și e mai ușor și mai benefică pentru locuitorii comunei Urdari. Sperăm din tot sufletul să prindem această finanțare care este de necesitate foarte mare pentru toți locuitorii comunei Urdari. Vorbim acum de bani. Care este situația financiară a primăriei Urdari la final de an? Cum stați? Deci ne-am chipzuit și avem bani de salarii până la sfârșitul anului, inclusiv pentru asistenții personali, persoane cu handicap. Deci toată lumea, adică nu am cheltuit bani decât cum au trebuit, fiind foarte puțini,
Înainte minierii ne dădea niște bani mai mult, acum știți dumneavoastră, banii ne-a dat 10%, din 10% a venit vreo 30% la statul, nouă ne-a dat 700 de milioane pe lună, care sunt foarte puțin în valoare dinainte, care acum 3 ani primeam 2.200.000. Mai este o problemă cu creșterea salariilor, deci știți dumneavoastră, s-au dublat salariile și statul le impozitează jumate și aveam cheltuielile 500 de milioane pe lună, acum avem de 2 miliarde cheltuielile cu salariile personalului angajat, ale 20 de persoane și plus 47 de persoane, persoane cu handicap și însoțitorii, care nu este așa ușor de suportat de bugetul local. Așteptați următoarea rectificare bugetară anunțată în luna noiembrie, iată că a trecut și luna noiembrie. Și nu a venit nimic, nu sunt probleme, nu ne dau, ne descurcăm până la sfârșitul anului, avem iluminatul pe LED-uri care am... Oricum am scăzut toată comuna, avem 540 de lemn montate toată comuna, toate ulițe sunt foarte bine iluminate pe timp de noapte și sperăm în continuare să avem bani să plătim, știți dumneavoastră, curentul la apă, salariile, utilitățile, vine de depezire dacă o ninge și așa mai departe. Ce problemă mai avem? Ce sumă ați mai avea nevoie ca să plătiți toate facturile și tot ce aveți acum ultima la final de an? Factură am pe drumuri de vreo 2.200.000, care ultima factură, ținem, am plătit-o, ne-am înțeles cu constructorul și ne-a lăsat pentru anul viitor să nu ajungem, să ne terminăm plata în totalitate a drumurilor de 15 miliarde care am făcut din buget local ultimele drumuri în comuna Urdari. Cu iluminatul public pe bază de LED-uri, cu cât ați reușit să economisiți factura la curent? Economisim cel puțin 60% factura la curent. Și am pus stâlp de stâlp în toată comuna, pe linia principală, drumul județean 674, ulițele iar la fel, unde a fost nevoie stâlp de stâlp, unde mai nu e locuit nimeni, am pus o lampă să fie tot timpul. Deci toată comuna sunt în total 540 de lămpi pe LED-uri. Când ați reușit să realizați această investiție? Acum 2 ani în urmă am făcut această investiție care o avem în garanție și avem cu dânsii și program de mentenanță. Vin și dacă pică becuri ceva, vin și schimb acele becuri care se ard și nu plătim nimic. Mai este puțin, vin sărbătorile de iarnă, ați pregătit ceva pentru... Da, pentru copii la școală, pentru fiecare elev, am pregătit suma de 50 de lei pentru fiecare pachet care anual le-am dat la elevii de la școli, în număr total de 273 de elevi și 41 de persoane cu handicap care așteaptă cu nerăbdare venirea Crăciunului și noi le vom da la fiecare elev și la persoane cu handicap câte un pachet în valoare de 50 de lei. Ne puteți spune-te pe acum ce conțin aceste pachete? Nu am făcut încă, de ce să vă mint, băiatul meu la achiziție chiar a merge la Carrefour în Târgu Jiu să vadă ce poate să ia de suma de 50 de lei pentru fiecare pachet. Bun, pentru anul viitor, că mai este mai puțin de o lună până intrăm în 2020, aveți planuri mari? Pentru anul viitor deja am semnat un contract de finanțare pe POR, pe fonduri europene, o creșă și o grădiniță în comuna Urdar, la școala numărul 2 Urdari. Va începe lucrările, îi scot la proiectarea la licitație chiar pe 29, astăzi mă uit ce firmă a câștigat proiectarea și după aceea termin în proiectare, scoate la licitație lucrările de execuție a lucrărilor. Lucrarea se întinde pe o perioadă de 3 ani, 36 de luni, nu noi, așa prevede ghidul, și sperăm să realizăm și această lucrare, deoarece tinerile, femei care au copii mici, să putem să-i ducem la creșe, în număr de 25 de copii, care vor să lucreze, cum se deschid fabricile, se Autolivu și Moveu la Robinari, care vor să lucreze, pot să lase copiii acolo, dacă n-au cine să aibă grijă de ei. Și o grădiniță, grupa mare, grupa mică, cu 20 de locuri, 40 de locuri în total, e cu etaj, o să fie o clădire foarte bine dotată, ca copiii să aibă toate utilitățile necesare pentru a învăța mai departe. Este vorba de două construcții noi? O construcție noi cu etaj pe plus 1. La parter este creșa și la etaj este grădinița cu cele două grupe, grupa mare, grupa mică. V-au cerut părinții acest lucru, această investiție? Nu, dar este utilă, cum vedem și în alte localități. Eu am depus acest proiect pe fonduri europene, se fac foarte greu, nu e așa simplu să iei fonduri europene. Noi am mai luat, am reabilitat o școală pe fonduri europene, ne zbatem să facem cu bani exterior decât interior, că nu mai avem.
Pentru anul viitor, ce v-ați mai dori să faceți în localitate? Deci, în localitate aș vrea să mai fac un dispensar comunal, care deja am demolat clădirea cea veche, a fost a unui proprietar, am trecut în domeniul public, în azi revendicată pe legea 10 în timpul util legii. Deja în demolare mai avem puțin molul de cărat, facem din nou cadastru și după aceea să dăm certificat de urbanism pentru construirea un dispensar modern. Să, în el inclusiv să includem cele două cabinete medicale, să ducem cabinetul stomatologic, care avem un medic care desfășoară activitatea două zile pe săptămână în comuna Urdari, marța și sâmbăta, și este util pentru cetățenii comunei Urdari și un centru de permanență. Din ce bani îl veți? Eu încerc pe fonduri europene, dacă nu reușesc, dar eu sper să reușim pe AFIR sau dacă pe GAL se repune proiecte. Noi avem ce ne trebuie în comună și facem acest dispensar pe fonduri europene, inclusiv pe GAL. Ce valoare se ridică această investiție? Nu am făcut proiectarea, mai 5-6 miliarde sigur se ridică. Ce nu avem banii, ce ne putem lua prin GAL, punem din bugetul local și tot vrem să realizăm această lucrare de investiție. Stimați dumneavoastră că vor începe lucrările la acest dispensar? Eu sper că în 2021 sigur se încep, prin 2020, nu că este an electoral, sau, dar nu e asta cauza. Noi facem SP-ul foarte repede, dar să vedem fondurile care venim să accesăm. Am ajuns pe final de emisiune, vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc că a venit în comuna Urdari și acum să vizionăm dacă este plăcut. Eu știu că mi-am dat datoria, le urez sănătate și numai bine a toți cetățenii comunei Urdari și să aibă încredere că vom face treabă și în continuare. Cu ajutorul Consiliului Local și consilierului și viceprimarului, care avem o colaborare foarte bună, și deci toate proiectele ce le-am depus au trecut cu majoritate și nu avem probleme în Consiliul Local. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!